Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Societatea Română de Medicină Preventivă, prima organizație proactivă dedicată prevenției din toate specialitățile medicale. Noi detalii privind incursiunea în China unui medic specializat în chirurgie toracică. Calitățile curative ale podbalului și o mască naturală pe bază de fulgi de ovăz, bună de aplicat în sezonul rece, la rubrica de remedii naturiste. Prima societate proactivă dedicată prevenției din toate specialitățile medicale își face cunoscută prezența în România. Este vorba despre Societatea Română de Medicină Preventivă, care își propune implementarea și extinderea programelor de screening în România, în centre regionale autonome de screening, promovarea prevenției și a unui stil de viață sănătos, educația medicală continuă și aplicată, precum și promovarea programelor de vaccinare. Detalii privind misiunea Societății Române de Medicină Preventivă și programul elaborat de medicii implicați în acest proiect valoros ne oferă conferențiar dr. Roxana Elena Bohâlțea, medic primar obstetrică-ginecologie, liderul acestei organizații medicale. Misiunea Societății Române de Medicină Preventivă este o misiune largă, o misiune amplă, o misiune în care ne-am propus încă de la început să avem alături de noi toate specialitățile medicale. Este prima societate de prevenție dedicată proactiv prevenției în România, care își dorește să reunească toate specialitățile medicale. Este prima particularitate. Ne bazăm pe două elemente principale, pe educație. Încercăm să facem să creștem impactul educațional al atât al celor care sunt implicați în actul medical, al medicilor specialiști, rezidenți din toate specialitățile, dar și al studenților. Pe de altă parte, educație la nivel populațional. Încet, încet trebuie să învățăm că trebuie să ne adresăm medicului nu în situații grave, în situații depășite, în stadii în care se poate face prea puțin pentru pacient și în care costurile sistemului medical devin foarte mari, în care pacientul este afectat în viața personală, în viața familială și în viața profesională. Trebuie să ne adresăm medicului în stadii atunci când suntem sănătoși, când nu știm că vom fi pacienți, tocmai pentru a putea preveni afecțiuni grave. Vorbim de afecțiuni cronice și îndeosebi afecțiuni ale sferei oncologice. Al doilea pilon al societății noastre și a doua misiune este încercarea promovării necesității centrelor naționale de screening. Este un proiect la care țin foarte mult, este rezultant al multor ani de studiu personal. Lucrarea mea de doctorat a constat în propunerea unui proiect național de diagnostic precoce al cancerului de endometru, după care am avut o lucrare de abilitare la care am lucrat un an de zile, adresată exact screeningului genitomamar, situației screeningului comparativ cu normele sau cu recomandările OMS-ului, cu normele cerute de Uniunea Europeană și cu situația, cu analiza situației actuale din România. Din anul 2003 s-a lansat de către Consiliul Uniunii Europene cerința către toate statele membre de adoptare a programelor de screening pentru cancer mamar, cancer de col și cancer colorectal. Până în anul 2012, România nu a avut funcțional niciun asemenea program. În anul 2012 a avut loc lansarea unui centru pilot pentru cancerul de screening și s-a pus bazele primului program național de screening pentru cancerul de col.
De atunci și până acum, conform raportului din 2020 al Comisiei Europene, deci datele cu care noi suntem prezenți în acest raport, arată că între 2012 și 2017 rata de screening pentru cancerul de col, pentru că întâmplător lansăm societatea în această săptămână, este Săptămâna Europeană de Prevenție a Cancerului de Col. Rata de screening a acestui cancer este de 9,2%. Cu aceste date funcționăm. În realitate, la a doua programare a screeningului vin mai puțin de 20% dintre femei. Adresabilitatea femeilor către acest screening în cabinetul medicului ginecolog sau recomandarea ginecologului pentru screening, ceea ce nu reprezintă screening populațional, ci screening oportunist, este de sub 15%, motiv pentru care global rata de screening pentru col este de 14,5% pe țară. La cancerul de sân este situația asta mult mai prost. A fost un centru pilot la Cluj. Rezultanta acestui funcționării acestui centru pilot a fost o rată de screening prin mamografie de 0,2%. Iar până anul acesta, când se lansează programul de screening pentru cancerul colorectal, în raportul din 2020 al Comisiei Europene, figurăm printre puținele state care nu au screening pentru cancerul colorectal și cel mamar. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană, pentru că a rezolvat, a atins, a optimizat aceste aspecte ale screeningului, merge mai departe. Se introduce încet, se preconizează introducerea cancerului, screeningului pentru cancerul de prostată și pentru cancerul pulmonar, una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer. Pasul actual este legea 293, legea de prevenție și combatere a cancerului în România. Este foarte adevărat însă ce spuneți, au mai fost astfel de programe în România. Să sperăm că de această dată lucrurile vor fi altfel, în sensul că orice program și orice proiect are nevoie de norme metodologice care, de exemplu, revenind la cancerul de col, ele nu au fost schimbate din anul 2012. De exemplu, unul dintre susținătorii societății este domnul profesor Stanca, Horia Stanca, care dorește să implementeze screeningul în oftalmologie, screeningul pentru leziuni, pentru degenerescență maculară și pentru leziuni în boala, în diabet, deci leziuni oftalmologice în diabet. Cu siguranță va veni momentul introducerii screeningului pulmonar. El este pentru cancerul pulmonar, el este prevăzut în legea 293, în planul care acum a fost lansat. El va trebui să se desfășoare de asemenea într-un centru. Toate screeningurile noastre, dacă vom continua să trimitem pacientul, să-l adresăm medicului de familie care să redistribuie aceste modalități, teste de screening fiecărei specialități, îl vom pierde cu siguranță. Continuăm povestea chirurgului Cristian Paleru de la Institutul Marius Nasta din București, care a mers la Spitalul Public din Shanghai pentru a dobândi cunoștințe noi în domeniul chirurgiei toracice pe cale videoasistată. Medicul Cristian Paleru a avut șansa de a cunoaște secretele intervenției de acest gen și de a aduce în țară cunoștințele dobândite acolo, dar și de a descoperi China așa cum este, dincolo de pliante turistice ori de propaganda de stat. Excursia noastră în China atunci, care a fost fantastică, practic cursanții au plătit deplasarea și cazarea. Cazarea era facilitată de organizator într-un hotel foarte modern,
situat la 10 minute de mers pe jos de spital, deci totul era foarte bine organizat. E adevărat și supravegheat, nu m-a organizat, ci și supravegheat. Cu ocazia acelei excursii, am, înainte de a ajunge la cursul respectiv, o săptămână am stat în China și trebuia să plecăm din Beijing la Nanjing. Și ghidul care ne-a predat din Beijing la tren ne-a dat pe o hârtiuță numele scris în litere chinezești al gării unde trebuia să ajungem, în Nanjing. Și noi stăteam cu el frumos în băbâncuță și dormeam acolo, eram un grup de 3 oameni. Și când am ajuns la Nanjing, litele de afară nu corespundeau cu cele de pe hârtiuță și noi stăteam fericiți că mai avem o stație. Și vine conductorul, care avea niște ochi albaștri, deși ei n-au ochi albaștri, și ne-a spus, voi trebuie să coborâți aici. Păi noi nu coborâm aici, bata, voi trebuie să coborâți aici. Și într-adevăr am coborât unde a trebuit. Deci statul și partidul chinez aveau grijă, în mod pozitiv, aș putea spune, pentru noi, ca să nu cumva să ne abatem de la traseu și plecăm brambura în altă parte să tulburăm oamenii. Ce e foarte interesant, în Europa încă nu se știe, dar urmează să aflăm, cum funcționează trenurile astea de mare viteză în China. Când te duci la gară, treci printr-un proces de verificare a bagajelor care seamănă exact cu cel din aeroport. Și te duci către peron exact cu 5 minute înainte a venit trenul, care vine exact la ora care trebuie să vină, stă în gară exact cât trebuie, dacă l-ai pierdut Dumnezeu cu mila. Deci e ca și cum ar fi un avion de sol, inclusiv cu verificări de rigoare. Probabil că ne-au făcut scanări de retină de ne scăpăra ochii, dar asta e pentru că aveam ochii albaștri. La muzeu, în Beijing, ăia care se plimbau pe sală, întâmplătău știau și în bară română. Știind că noi venim în vizită în momentul la muzeu. Probabil că nu la toate grupurile se întâmpla lucrul ăsta, dar noi am observat și am realizat lucrul ăsta. Dar în același timp aveam libertatea de a mă plimba pe toate străzile, nu mă întreba nimeni nimic. Însă de câte ori m-am dus în alt oraș, era clar că diferența de limbaj și diferența de tehnologie mă obliga să închiriez un ghid care probabil dădea cu susmenatul seara la plecare tot ce a făcut cu mine, pe unde a fost, pe la ce muzee. Dar în același timp, clar, mă puteam duce la gară să-mi cumpăr bilet doar pe baza pașaportului. Dacă eram curajos destul, mă puteam duce până în orașul respectiv unde aveam de mers. De capul meu, era pe riscul meu dacă știam să cobor la gara care trebuie sau nu. Foarte puțină lume știe engleză acolo. Iar litera L se confundă cu litera R. Nu e nicio problemă. Beauty înseamnă building, de fapt. Dar pentru ei este beauty. Folosind o investiție puternică, clar, a acestui spital, în cel puțin 12 săli bine dotate, nu fantastic, nu comparativ cu Europa, dar comparativ cu România erau bine dotate, curate, dar care pacienții veneau cu niște halate de nici muncitorii din gară n-aveau asemenea haine și post-operatorii aduși pe niște tărgi și îmbrăcați cu niște, tot așa, niște halate, cei că sunt saci de cartofi. Deci, la anumite capitole vis-a-vis de cum se respectă pacientul, cum se îmbracă pacientul, respectul față de viață din Asia se vedea imediat. Erau manipulați pacienții ca și saci de cartofi. Dar pe noi nu ne interesa lucrul ăsta. Noi n-am văzut nici cum se îngrijesc pacienții în post-operator pe secție. Pe noi ne interesa exact strict partea tehnică. Cum preiau ei în urma explorărilor pacientul, cum îl pun pe masă, cum găsesc leziunea, cum o îndepărtează, cum reconstituie funcția plămânului, cum închid toracotomia în cadrul chirurgiei toracice, cât de repede se mișcă, ce instrumente folosesc și cât de multă economie știu să facă, deși sunt instrumente moderne care firmele așteptă să câștige bani de pe ele, chinezii tot reușesc să-i păcărească până și pe ăștia, făcând diverse noduri clasice, dar pe niște găuri mici cu manualitate pe care europenii nu au și care vin în urma sute și sute și mii de operații. Adică nu degeaba să spune răbdare de chinez și cioplirea în bob de orez. Este așa, sunt construiți ei genetic. Cu multă răbdare, cu... Și sunt foarte, foarte economi, să știți. Sunt modești, deși chiar și patronii aveau mașini, dar toți erau modești. Nu vezi opulența aia, dezinhibiția care o vezi în Europa la patroni, la șefi, la nu știu ce. Deși au mașini scumpe, nu vezi acele, mă refer la clasa de medici. Eu nu știu, n-am umblat între mafioții chinezi, n-am umblat în societatea chineză să văd opulența. China nu cred că vin pacienți în alte țări ale lumii, pentru că și restul experților din Turcia, din Austria, în Statele Unite, din Germania, în Franța sunt foarte buni. În China vin doctori să se instruiască. A doi la mână ei au foarte mulți pacienți ai lor. Nu prea au... Probabil că ar putea, dar nu cunosc să fie turism medical în China. Probabil că turismul medical în China e mai mult pe acupunctură, pe terapie energetice, pe
călugăr tibetan care transferă nu știu ce sănătate în stânga, în dreapta, dar pentru proceduri de genul ăsta merg doctorii să învețe și vin și aplice la ei în țară. Mai, ar fi complicat, probabil că costă, e multă operație, vreo 10.000 de euro la un spital, să zicem Sanador sau Ponderas în România, aceeași operație în jur de 5-6.000 de euro. Robotul, bineînțeles că sare mult în schemă cu vreo 15.000 de euro, dar acolo, cum să spun, e teoria cu rabdă baba la frumusețe. Vrei să te operezi cu robotul, e foarte bine pentru chirurg. Se simte foarte bine, dar plătești de 3 ori mai mult. Dar ce nu face omul pentru tine, pentru sănătate, mai ales că se operează teoretic o singură dată în viață și dacă are ghinion și merge la anumite spitale, mai operează și după aia de încă de 2 ori ca să afle de ce nu s-a făcut cu robotul restul. Dar astea sunt glume proaste de chirurgie. Calitățile curative ale potbalului și o mască naturală extrem de prietenoasă cu pielea feței. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Tussilago farfara sau pe românește potbalul este o plantă cu efecte curative deosebit de apreciate în bolile aparatului respirator, dar și în alte afecțiuni. O plantă care trebuie administrată însă cu moderație, altfel poate provoca dezastru în organism. O mască naturală din fulgi de ovăz, ou și miere are efecte spectaculoase asupra tenului agresat de frig și intemperii. Calitățile curative ale potbalului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre potbal. Este prima plantă care apare după topirea zăpezii și este un aliat de nădejde în tratarea afecțiunilor sistemului respirator. Denumit științific Tussilago farfara, în popor se mai numește brustur alb, brusturel, cenușoară, gușa găinii, papa lungă sau limba vecinei. Tulpina potbalului este lânos păroasă, acoperite cu scoame alungite roșiatice. Frunzele de la baza tulpinii sunt aproape rotunde, florile sunt galbene, semănând cu cele de păpădie, iar fructele sunt achene. Planta conține o bogăție de substanțe benefice. În scop terapeutic, de la potbal se recoltează frunzele care cresc direct din rizom, acestea fiind culese după ofilirea florilor. În trecut, pentru tratamente erau folosite și florile, dar studiile au scos la iveală faptul că au o concentrație semnificativă de alcaloizi care pot favoriza apariția cancerului. Acești alcaloizi se găsesc în concentrație mai redusă și în frunze, motiv pentru care potbalul trebuie consumat cu moderație. Consumat în doze mari, poate afecta funcțiile ficatului și plămânilor. Din acest motiv, comercializarea plantei este interzisă în Germania și Austria, fiind înlocuită de o varietate clonală care nu conține concentrații detectabile ale acestor alcaloizi. Preparată sub formă de ceai, decoct, sirop, suc, alifie sau cataplasme, planta are efecte emoliente, antispastice, depurative, expectorante și antiinflamatoare. Calitatea potbalului de a trata tusea este cunoscută din vremuri străvechi. La ora actuală, planta este recomandată în tratarea astmului bronșic, pneumoniei, emfizemului pulmonar, silicozei, bronșitelor, laringitei, faringitei, tusei convulsive, tuberculozei și amigdalitei. Pe lângă ceai, sirop și decoct, în bolile aparatului respirator sunt recomandate și inhalațiile cu fiertură de potbal. În bolile de plămân se pot prepara cataplasme din frunze proaspete zdrobite, care se aplică pe piept. Sucul proaspăt din frunze de potbal, picurat în urechi, combate durerile provocate de otite. Potbalul este folosit și în tratarea ulcerului gastric și duodenal, a colicilor intestinal, a flebitei și a dischineziei biliare. De asemenea, combate rahitismul la copii. Are însă și efecte curative și în uz extern pentru tratarea afecțiunilor pielii, precum rând superficiale, abcese, ulcerații, inflamații și înțepături de insecte. Tot în uz extern, infuzia de potbal este bună să fie aplicată sub formă de comprese calde pe tenul gras și seboreic. Sucul proaspăt are efect asupra acneei și a furunculelor. Frunzele de potbal proaspete pot fi folosite și în salată.
au efect detoxifiant și de vitalizare a organismului. Atât despre potbal. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din ovăz, ou și miere. Pregătiți o lingură cu vârf de fulgi de ovăz, un gălbenuș de ou și o lingură de miere. Amestecați bine ingredientele până obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 20 de minute, apoi clătiți cu apă călduță și uscați pielea prin tamponare cu un prosop curat. Este ideală pentru sezonul rece. Hrănește în profunzime, iar tenul devine proaspăt, catifelat și luminos. Ne apropiem de finalul rubricii și este momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că în medie în Franța se mănâncă 200 de milioane de broaște anual? Știați că veninul de scorpion galben are efect în tratarea cancerului? O proteină din acest venin, asociată cu iod radioactiv, distruge celulele canceroase. Știați că corpul bărbatului poate mirosi mai urât decât al femeii, din cauza că bărbatul are o cantitate mai mare de androsteron în urină și transpirație? Totuși, în funcție de gene, acest hormon poate genera și un miros plăcut. Rubrica noastră a ajuns la final. Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!